Manifestările s-au desfășurat la monumentul închinat eroilor din primul război mondial din centrul orașului. S-au rostit numele eroilor din Olt care au murit pentru țară și apoi a avut loc o slujbă religioasă. A urmat un moment de reculegere, s-a intonat imnul eroilor și s-au depus gerbe și coroane de flori. Au fost prezenți militari, veterani de război, oficialități, dar și reprezentanți americanei bazei NATO de la Deveselu. Comemorarea acestei zile este importantă pentru ambele părți, pentru relația dintre România și Statele Unite. Cred că este de maximă importanță pentru susținerea misiunilor NATO, iar recunoașterea meritelor militarilor care și-au sacrificat atunci viața pentru țara lor este onorabilă. Din cele trei regimente care au luptat în primul război mondial din garnizoana Caracal, au murit peste 7.000 de militari. Foarte bine că nu i-a uitat și nu trebuie să uitați. Nu trebuie să ne uităm trecutul și în special eroii care s-au dat viața pentru țara asta, pentru zona asta. Ne mai reamintim de strămoșii noștri. E foarte, foarte bine că se memorează treburile astea. Regimentul 2 Romanați numărul 19, după declararea mobilizării pe 15 august, a plecat pe jos prin Leu la Craiova și de aici la Bumbești. A durat vreo săptămână, a mai stat acolo 3 zile, după care a primit ordin să se urce în tren și să ajungă urgent pe frontul din Dobrogea. În primul război mondial, România a pierdut peste 330.000 de oameni în război și aproape 76.000 au rămas invalizi. Lor li se adaugă și victimele din rândul populației civile care au fost răpuse de boli, foamete sau executate de trupele de ocupație.